Niciunul dintre noi nu știm ce ne va aduce mâine. Inima mea tresaltă de bucurie pentru că știu că am un Dumnezeu care și-a pus amprenta și care strigă: eu sunt cel ce sunt, stai liniștit. Toată au scris ăștia că vine recesiunea. Eu sunt cel ce sunt, stai liniștit. Toată au scris ăștia că vine Putin. Eu sunt Dumnezeul tare, stai liniștit. Păi da, dar scriu ăștia că acum Israelul atacă Iran, nu-ți dai seama ce iasă? Stai mă calm. Tu porți amprenta unui Dumnezeu mare. Și dacă trebuie să pleci din lumea asta, unde te duci? Acolo unde sunt privirile în fiecare zi. Care e problema? Vreau să vă spun în această seară despre un Dumnezeu mare, despre un Dumnezeu puternic, despre un Dumnezeu care și astăzi e același Dumnezeu suveran. Că trăim într-o generație destul de interesantă, când parcă în ochii unora totul e negru, nu știu ce va aduce viitorul, dar trăiesc cu sentimentul formidabil că Dumnezeu deține și controlul viitorului, că Dumnezeu deține și controlul anului viitor și anilor viitori, că Dumnezeu rămâne suveran peste toate. Și vreau să fac o declarație încă de la început alături de dumneavoastră și să vă spun în felul următor: Dumnezeu face minuni. Mai zic o dată și cine crede asta din toată inima să întărească cu un amin puternic. Dumnezeu face minuni. Amin. Dumnezeul nostru face minuni. Amin. Și acum ascultați-mă bine. Să poți să zici în fiecare zi: Dumnezeul meu face minuni. Haideți ca să vă dau un pic de curaj, să zicem împreună asta, ultima parte, să zicem cu toții așa, din toată inima: Dumnezeul meu face minuni. Hai, 1, 2, 3 și... Știți că oamenii aleargă de foarte multe ori să poată să aibă parte de un autograf de la câte o vedetă. Bă, și de cumva găsești o vedetă pe undeva și ai putea să-ți dea un autograf, jubilez, bore. Bă, ce e cu tine? Zice, am primit un autograf. Ați văzut pe suporteri ăștia înfocați a echipelor de fotbal că la un moment dat se pun acolo strategic. Zice, bă, pe aici cred că o să intre fotbaliștii. Pe aici o să intre jucătorii. Bă, stau aici și strig la el. Și ați văzut deseori că se mai întoarce câte un fotbalist. Ăsta e pregătit cu markerul, cu tricou, cu bluza, cu mingea, cu ceva, cu foaia. Bă, și ăla îi face așa o mâzgălitură de cele mai multe ori așa la prosteală. Îi face o mâzgălitură și pleacă. Și ăsta jubilează după aceea și bă, am primit un autograf de la nu știu ce fotbalist. Se laudă cu autograful ăla la toți pe care îi prinde. Zice, îți dai seama, zice, mi-o da Messi un autograf. Și dacă stai la un moment dat cu măzghilitura lui Messi și zici, bă, cam ce-o vrut să scrie aici? Să încep să descifrezi măzghilitura aia. Și bă, uite, și bă, o tentativă de M. Bă, o vrut să facă, cred, cu un M. Bă, și la un moment dat, așa, cu multă străduință, cred că ți-a să zici, bă, cred că o vrut să scrie Messi. Și omul jubilează extrem de puternic că a avut ocazia odată în viață să primească un autograf de la nu știu ce star, de la nu știu ce fotbalist, de la nu știu ce vedetă. Vorbește despre aia cât îi dă Dumnezeu zile. Și am auzit oameni care povestesc la bătrânețe că în tinerețea lor ori da mâna cu nu știu cine, că s-au întâlnit cu nu știu ce președinte, că au venit Ceaușescu și le-au strâns mâna și nu mai știu ce. Și atât de tare au rămas impactați de autograful, de momentul de întâlnire, de mâna strânsă, de nu știu ce om trecător prin lumea asta. Dar, dragii mei, Dumnezeu, ascultați-mă bine, e Dumnezeul care poate și vrea să mai dea autografe oamenilor. E Dumnezeul care poate și vrea să mai își pună amprenta pe oameni și autograful lui Dumnezeu, când se pune pe viața unui om, pe inima unui om, are o însemnătate extraordinară. O însemnătate despre care poți să povestești în fiecare zi. O însemnătate despre care poți să povestești
ești în orice moment al vieții. Și știți cum s-ar descifra semnătura lui Dumnezeu? Dacă la un moment dat omul știe să trăiască, să se pună în locul strategic foarte bine, să se așeze acolo unde Dumnezeu vrea, să se pună în locul așa cum a făcut Bartimeu altădată, cum a făcut Zacheu altădată, doi oameni care au avut parte de autograful lui Iisus Hristos. Să te așezi pe acolo pe unde trece Iisus Hristos, să îl aștepți pe Iisus Hristos, să strigi după Iisus Hristos ca și Bartimeu altădată, să te pui într-un loc bine stabilit, să zici, bă, pe aici o să treacă Iisus pe drumul ăsta, mă cocot și eu în dudul ăsta că vreau să-l văd pe Iisus Hristos și mai apoi Iisus să-și pună autograful pe tine, să-și pună amprenta pe tine, pentru că autograful ăsta lui Iisus Hristos s-ar descifra în felul următor. Și ascultați-mă bine, țineți bine minte ce vă zic în seara asta. Dumnezeu se semnează în felul următor. Eu sunt cel ce sunt, Dumnezeul minunilor. Că generația noastră nu mai are parte de amprenta lui Dumnezeu, mulți dintre ei. Că mulți din generația asta nu mai au amprenta de autograful lui Dumnezeu, dacă vreți. Că nu se mai pot lăuda că Dumnezeu a pus amprenta pe ei. Asta e altă poveste. Dar Dumnezeu rămâne un Dumnezeu extraordinar, care mai vrea să se mai semneze pe viața oamenilor, care mai vrea să-și mai lase autograful pe inima omului, care vrea să-și mai lase amprenta pe trăirea omului din 2023. E Dumnezeul care vrea să mai arate că El este cel atotputernic, că e Dumnezeul minunilor și în generația noastră. Nu vi se pare că l-am prea băgat pe Dumnezeu în tiparul minților noastre și parcă nu mai vrem să mai descifrăm semnătura lui Dumnezeu? Așa se semna Iisus Hristos. Pe unde trecea Iisus Hristos, rămânea câte o minune în urmă. Pe unde trecea Iisus Hristos, rămânea câte o ridicare în urmă. Pe unde trecea Iisus Hristos, rămânea câte o înviere extraordinară. Pe unde trecea Iisus Hristos, rămâneau mărturii extraordinare. Prin locul unde Iisus Hristos trecea, El deja își punea semnătura. Se cunoștea extrem de puternic că Iisus Hristos a trecut pe acolo, pentru că El era Dumnezeul minunilor. Era Dumnezeul cel atotputernic, care se semna în tot locul unde ajungea. Eu sunt cel ce sunt, sunt Dumnezeul minunilor și pentru asta vreau să zic din toată inima împreună cu dumneavoastră, lăudați să fie Dumnezeu. Dar știți ce mi-e dor și știți ce vreau să văd în generația asta? Că Dumnezeu își mai pune autograful, semnătura pe oameni, pe cei care trăim în fiecare zi în lumea asta tot mai aglomerată, de situații și de abundențe ciudate. Oameni care trăim în lumea asta în fiecare zi sub o aglomerare de gânduri, de frici, de anxietate, de ciudățenii care vin în fiecare zi. Mi-e dor să-L mai văd pe Dumnezeu că se mai semnează și mai spune, eu sunt cel ce sunt în casa ta, eu sunt Dumnezeul minunilor în familia ta, eu sunt Dumnezeul minunilor în trăirea ta, eu sunt Dumnezeul minunilor în situațiile tale complicate, eu sunt Dumnezeul minunilor, eu sunt cel care pot să mai schimb situațiile încurcate dacă e nevoie. O, mi-e dor să-L mai văd pe Dumnezeu că își mai pune amprenta. Uitați-vă, în ultima perioadă, parcă trăim din niște amintiri ciudate, rămase așa numai undeva în spate. Bă, Dumnezeu cândva, Dumnezeu a făcut, Dumnezeu a putut. Astăzi, ascultați-mă bine, Biserica Poarta Cerului, o declar din toată inima și cât de puternic pot. Dumnezeu a rămas același și ieri și astăzi și în veci. Și în generația noastră, Dumnezeu mai vrea să-și mai lase amprenta. E Dumnezeul minunilor și astăzi, lăudat să fie numele Domnului. O reușit la un moment dat diavolul, situația, generația, societatea tot mai seculară, să închidă la un moment dat mintea oamenilor, să nu mai creadă pe Dumnezeul care deține controlul absolut, să nu mai creadă pe Dumnezeul minunilor, să nu mai creadă pe Dumnezeul suveran, să nu mai creadă pe Cel care rămâne atotputernic. O reușit la un moment dat diavolul să închidă mințile oamenilor, să mergem doar așa dintr-o inerție, să nu mai crești și să-L mai pui la încercare pe Dumnezeu. Oriunde Dumnezeu s-a așezat, oriunde Dumnezeu a trecut, unde a fost chemat și acceptat, unde i s-a cerut, dacă vreți, un autograf, unde la un moment dat i s-a spus cu alte cuvinte, Doamne, vreau să-ți pui amprenta pe viața mea. Dumnezeu se semna, eu sunt Dumnezeul minunii vieții tale, eu sunt Dumnezeul care pot să produc minune în viața ta, eu sunt Dumnezeul care pot să produc bucurie în viața ta, eu sunt Dumnezeul care pot să-ți mai arăt că nu pierd niciodată controlul și zic încă o dată din toată inima, lăudat să fie Dumnezeul ăsta. Mi-e atât de dor să-L văd pe Dumnezeu că își mai pune amprenta pe generația asta.
Mi-e atât de dor să-L mai văd pe Dumnezeu. Ne-am tot uitat toți la Augsburg. Bă, ce trezire extraordinară. Bă, oamenii au stat s-au rugat. Știți, acolo era Dumnezeu minunilor. O coborând între oamenii ăia, le-a arătat că El deține controlul sufletelor, că El deține controlul sentimentelor, că El deține controlul viitorului. Ori înțeles oamenii ăștia că Dumnezeu trebuie să-și pună amprenta pe ei. Și oriunde omul a înțeles că trebuie să lase pe Dumnezeu să-și pună amprenta pe el, acel om a început să trăiască o viață extraordinară. Minuni binecuvântate, dragii mei, vorbim despre un Dumnezeu pe care îl băgăm undeva într-un colț. Ne gândim numai și luăm de multe ori și îmbrățișăm. Doamne, dacă vrei să vedem, n-o fi, cred în Dumnezeul puternic al generației noastre, într-un Dumnezeu care mai vrea să mai intre în casa ta, să-și mai pună amprenta și să spună, eu sunt cel ce sunt. Sunt Dumnezeul care pot să mai fac minuni, să mai schimb lucrurile care sunt extrem de încurcate. Ăsta e Dumnezeul pe care noi îl avem. Ăsta e Dumnezeul pe care noi îl cântăm. Ăsta e Dumnezeul pe care noi îl trăim. Oriunde Dumnezeu a trecut, oriunde Dumnezeu și-a pus amprenta, s-o simțit. Spre exemplu, la un moment dat stătea Petru, imaginați-vă momentul, stătea Petru în temniță, cu mâinile în lanțuri, și la un moment dat, noaptea, vine un înger. Ăsta stătea între doi soldați. Dumnezeul minunilor cobora acolo prin acel înger în temnița lui Petru. Știți ce zice la un moment dat una din traduceri? Îngerul Domnului îl ghiontește pe Petru. Țineți bine minte, îngerul Domnului dă un cod la Petru. Imaginați-vă momentul. Petru zice, hai, pă cine ești tu? Minunea lui Dumnezeu. Am venit aici la tine în temniță să-ți arate Dumnezeu că El mai face minuni. Păi și cam cum o să facă minuni? Fii atent, lanțurile o să cadă. Bă, nu! Că decad lanțurile și se aude aici zângănit de lanțuri, se trezesc ăștia, iau bătaie, că m-au mai bătut și când m-au băgat. Lasă-mă așa cu lanțuri. Petre, tu nu înțelegi că unde coboară Dumnezeu și își pune amprenta, umanul nu mai are putere, rămâne numai puterea lui Dumnezeu. Fii liniștit, Biblia zice că lanțurile cad jos. Și zângănitul ăla de lanțuri nu l-au auzit soldații care dormeau buștean. Permiteți imaginației mele în seara asta să uita Petru la înger. Îngerule, nu știi ce faci. Hai după mine, zice. O plecat îngerul cu Petru, Petru după înger, mi-am imaginat, eu a ajuns la cea de-a doua strajă. La un moment dat o fi zis Petru, îngerule, te rog eu frumos pe vârfuri, că ăștia dacă se trezesc, ăștia dorm mai ușor, că i-a primit, te rog eu, dacă ăștia se trezesc, tu zbor de unde ai venit și eu rămân să iau bătaia singur. Te rog eu frumos mai pe vârfuri. Bă, te rog eu, nu fă mișcări bruște, că tu zbori, eu rămân singur. Mi l-am imaginat pe înger că se uita, Petre, tu nu înțelegi că unde coboară puterea lui Dumnezeu, unde își pune Dumnezeu amprenta, peste celula asta și-a pus Dumnezeu amprenta, acum în dreptul tău, tu nu înțelegi că umanul nu mai are nicio valoare? Pleacă Petru, trec și de cea de-a doua strajă, zice Biblia, și ajung la un moment dat la ușa de fier. Mi l-am imaginat pe Petru, nou îngerule, rămâi cu mine să împărțim bătaia? Îți dai seama că n-ai cum să deschizi ușa de fier să nu se audă? Îți dai seama că în momentul în care se deschide ușa asta de fier, când tragi de ușa de fier, eu sau tu, se trezesc ăștia și după aia o luăm de numai? Mi l-am imaginat din nou pe înger. Petru, tu nu înțelegi că unde coboară puterea lui Dumnezeu, unde coboară harul lui Dumnezeu, unde își pune Dumnezeu amprenta, tu nu înțelegi că acolo umanul nu mai are putere, rămâne puterea lui Dumnezeu, se semnează Dumnezeu și în celula asta. Vor vedea ăștia dimineață semnătura lui Dumnezeu. Prin dispariția ta de sub ochii lor, într-un mod miraculos pentru ei, va fi semnătura lui Dumnezeu. Eu sunt cel ce sunt care l-am scos pe Petru din închisoarea asta. Știți, cum să deschizi o ușă de fier să nu se audă? Eu am crescut într-un bloc comunist, la etajul 4, construit de comuniști și cu ușile alea de la parter, care erau teroare de zgomotoase. Pe alea zdrângăneau, n-aveai cum să o deschizi și să o închizi să nu se audă. Am avut o vecină, am terorizat-o pe tanti Lenuța și ea ne teroriza pe noi și noi pe ea. Pentru că de câte ori ieșeam, se trântea ușa, o auzeam, o trezeam din toate somnurile ei. Imediat ne striga din casă, ea stătea la parter. Bă, nu mai trântiți ușa, n-aveai cum, bă, nevrând se trântea ușa aia și se auzea. Acum Petru și cu ungerul stăteau în fața ușii de fier. Nu, îngerule, acum să te văd. Ține bine minte, Petre, unde își pune Dumnezeu amprenta, acolo rămâne ceva extraordinar de povestit și pe mai departe. Și Biblia spune în felul următor, ușa de fier s-a deschis singură. Vi-l imaginați pe Petru că a fost primul care a văzut ușile culisante de la OMV. O spune, Petru, bă, cam așa o să se deschidă în viitor ușile. O ieșit Petru și ascultați ce zice Petru. Cu adevărat cunosc, înțeleg.
că unde Dumnezeu își pune amprenta, că unde Dumnezeu își lasă autograful, nimeni nu mai poate să mai facă nimic. Dragii mei, noi suntem în această seară înaintea acestui Dumnezeu mare. Noi suntem în această seară înaintea acestui Dumnezeu suveran, care mai vrea să-și mai pună amprenta pe ființele și pe viețile noastre, care mai vrea să mai arate că nu pierde controlul nicio generație. O, negresc unii generația asta, ce o să mai fie după noi? Că o să fie potopul, vezi de treabă, mai are Dumnezeu oameni, mai are Dumnezeu har, mai are Dumnezeu soluții, rămâne același Dumnezeu glorios, mai are Dumnezeu oportunități formidabile la care mintea omului încă nici nu poate nu le concepe. Pentru că Dumnezeul nostru rămâne un Dumnezeu suveran. Mi-e dor de momentele în care în generația asta Dumnezeu își mai pune amprenta. Mi-e dor de momentele în care în generația asta Dumnezeu se mai semnează. Mi-e dor de momentele în care în generația asta Dumnezeu mai dă autografe și mai zice Dumnezeu, eu sunt cel ce sunt, sunt Dumnezeul minunilor. Vă aduceți aminte de Agar care și-a lăsat copilul undeva în pustiu să moară de sete și de foame, să moară acolo singur? Și Dumnezeu care l-a văzut și pe pruncul ăla strigă din cer către Agar, Agar, ia-ți copilul și ține-l de mână, că și din el voi face un neam mare. S-a văzut Agar la glasul lui Dumnezeu și-și ia copilul și zice, uită-te, vede oaza aia de apă în pustiul ăla, au zis, dacă vrei, fac aici un izvor extraordinar, că dețin controlul absolut al tuturor lucrurilor, fac un izvor pentru tine, Agar, și pentru copilul tău. Pentru că, dragii mei, vă aduceți aminte de poporul Domnului care a trebuit să treacă Marea Roșie și Marea Roșie a fost pur și simplu despărțită în două și au trecut oamenii ăștia ca pe uscat, vedeau pe Dumnezeul cel atotputernic, se bucurau de un Dumnezeu suveran, vedeau minunile lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte că se trezeau dimineața și găseau hrana? Vă aduceți aminte că în pustiu Dumnezeul minunilor le-a dat apă unde nu se găsea apă? Pentru că, dragii mei, același Dumnezeu rămâne și Dumnezeul generației noastre. Același Dumnezeu rămâne și Dumnezeul ființelor noastre. O, are nevoie Dumnezeu de oameni disponibili care să lasă pe el să-și pună Dumnezeu amprenta. Are nevoie Dumnezeu de oameni disponibili care să lasă pe el să se semneze. Și să fii tu o aducere a mintea minunilor, așa cum zice Psalmul 111. Să fii tu o aducere a mintea minunilor lui Dumnezeu. Să fii tu acel care să spui, uite, eu sunt amprenta lui Dumnezeu. Dumnezeu a pus amprenta pe mine. Eu sunt minunea lui Dumnezeu. Eu sunt cel care am putut să trăiesc, să văd, să simt, să cunosc. Săptămâna asta, într-una din biserici, la evangelizare, a venit la mine un bărbat și a zis, frate Alin, pe mine Dumnezeu și-a pus amprenta. Cum? O zis, eu la un moment dat am băut 60 de pastile să mă sinucid, 60 deodată. Și așteptam să mor, așteptam să am reacții, așteptam ca trupul meu să... Am auzit o voce, nu-L cunoșteam pe Dumnezeu, dar am auzit o voce care a zis, nu vei muri și mă vei vedea. Îmi plângea omul ăsta, tremura din toate încheieturile, îmi plângea și îmi spunea, frate Alin, eu sunt un produs al lui Dumnezeu, a minunilor sale, că Dumnezeu m-a mai văzut, mi-a mai văzut disperarea, mi-a mai văzut strigătul, mi-a mai văzut Dumnezeu dorința și o coborâ și lângă mine. Da, Dumnezeul nostru e un Dumnezeu al minunilor. Dragă generație anului 2023, ascultați-mă bine, nu-L minimalizați pe Dumnezeu. Mai lăsați-L pe Dumnezeu să se vadă în toată splendoarea Lui și în toată măreția Lui. Aici, la poarta cerului, Dumnezeu mai poate să mai lase amprente divine. Mai poate Dumnezeu să se mai semneze și casa ta să mai strige, Dumnezeul meu e Dumnezeul minunilor. O, L-am văzut pe Dumnezeu de nenumărate ori. M-am dus acasă cu Carina noastră, dar înainte de ziceau medicii că va ieși handicapat. Am și le-am spus la tinerii dumneavoastră asta într-o lună la tineret. Le-am spus sus medicii, păi o să ieși handicapată, Carina voastră. Faceți avort! M-am dus la un moment dat și am zis, domnule, nu pot să fac avort. Eu cred într-un Dumnezeu mare. Eu zis, bă, copile, aveam 24-23 de ani. Aveam cel de-al doilea copil. Eram doi copii cu doi copii. Eu zis, copile, o să crești un copil handicapat în scaun cu rotile toată viața. Nu o să poți să reziști. Handicapul e de un grad maxim. Tu știi cum arată? Tu știi cât e de deformată copilul ăsta în interior, în pânte cu mamei ei? Tu știi cum arată? O zis, habar n-ai, faceți avort. Am zis, domnule, nu pot să fac avort, n-am cum.
O zis medicul, nici nu vă mai supraveghez. Ne-o dat la alt medic, o trimis-o pe Andreea la alt medic. Ne-o supraveghea medicul ăla, era o asistentă româncă acolo. Când s-a născut Carina, perfect sănătoasă, tip-top, nouă, direct de la Dumnezeu. Când s-a născut Carina, mi-o dat-o în brațe. M-a lăsat să intru acolo, mi-a dat-o în brațe pe Carina, nici nu era spălat, mi-a dat-o să o țin eu în brațe. Acolo pe hol trece medicul ăsta și asistenta româncă zice, băi, domnul doctor, era și șeful secției, era un slovac. O zis, domnul doctor, eu am vrut să fug după el cu Carina în brațe și o strigat, nu ieși cu ea afară, o zis, las-o aici. Da, poftiți, țin-o-ți-o repede, fug după el, domnul doctor, Dumnezeul meu rămâne Dumnezeul minunilor. Vă aștept să vedeți că Dumnezeul meu rămâne același Dumnezeu. E atât de drag să trăiesc viața alături de un Dumnezeu care știu și cred că niciodată nu pierde control. Care poate să-și pună amprenta pe viață, pe trăire, pe familie, pe situațiile complicate. Care poate să-ți arate că El rămâne același Dumnezeu mare. Dar, dragii mei, are nevoie de oameni disponibili ca Dumnezeu să-și poată pune amprenta. Ia, care dintre cei care sunteți prezenți aici aveți nevoie sau vreți ca Dumnezeu să se semneze pe viața dumneavoastră, să-și pună amprenta? Ia, ridicați o mână sus. Și vă dați seama cum arată o biserică 100% toți cu amprenta lui Dumnezeu pe ei într-un mod categoric? În momentul în care oamenii ăștia încep să se roage, păi, dar tu de ce te rogi așa? E amprenta lui Dumnezeu pe mine. În momentul în care oamenii ăștia încep să cânte, păi, dar tu de ce cânți așa? E amprenta lui Dumnezeu pe mine. Păi, dar tu de ce crezi așa și trăiești așa? Că am un Dumnezeu care mă însoțește în fiecare zi și a pus amprenta pe mine, port autograful lui Dumnezeu în inimă. Și viața mea în fiecare zi strigă, uite aici, știi cine a semnat pe viața mea? Iisus Hristos, prin jertfa de la Golgota, lăudat să-i fie numele. Dar pentru asta are nevoie Dumnezeu de oameni care să accepte o anumită trăire. Și ascultați, Petru și Ioan se duc la poarta numită frumoasă, la ceasul rugăciunii, se blochează preț de câteva momente la poarta numită frumoasă. Acolo era un onolog de multă vreme, stătea acolo, îl duceau alții, aia era meseria, bă, cerea sandwich-uri de mâncare, făcea să fie bine. La un moment dat, zice Biblia că Petru și Ioan se opresc în dreptul acestui bărbat care cu siguranță i-o aborda și o zis, nu vrei să-mi dai și mie ceva de milă? Oamenii ăștia se opresc, vreau să clarific un aspect. Dacă vrei ca Dumnezeu să-și pună amprenta, peste bărbatul ăsta Dumnezeu și-a pus amprenta, Iisus Hristos și-a pus amprenta. Că la un moment dat bărbatul ăsta se ridică în picioare, sare acolo, era extrem de bucuros, sare în picioare, Biblia spune că el sărind și umblând lăuda pe Iisus. Și alții au început să pună întrebări, bă, cine te-a făcut pe tine să mergi în picioare? Și ascultați ce zice Biblia, Petru mai apoi spune, credința în Domnul Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, Petru a zis, Iisus Hristos și-a pus amprenta și autograful pe omul ăsta și unde Dumnezeu își pune amprenta lui, acolo lucrurile indiscutabile iau o direcție frumoasă. Dar pentru asta vreau să clarificăm un aspect. Vin oamenii ăștia și ăsta îi cere de milă. Prima lor reacție le spune așa, uită-te țintă la noi. Bă, cum să nu te uiți? Poate erau și îmbrăcați bine. O zis, bă, să văd din ce buzunar scot ăștia banii. Uită-te țintă la noi să vezi de unde scoatem banii. Oamenii ăștia, omul ăla cu siguranță, vrând nevrând, prin natura meseriei lui, se uita țintă la om. La un moment dat, ascultați ce zic oamenii lui Dumnezeu. Aur și argint n-am. Bă, pe de ce mai pus să mă uit la tine? N-are rost. Dacă n-ai aur și argint, hai, circulă, mă ții din treabă. Tu înțelegi că tu mă ții aici și vin alții și pot să-mi dea? Dar ascultați un aspect extrem de important. Oamenii ăștia au început să clarifice un aspect. Vrei ca Iisus Hristos să pună amprenta pe tine? Da. Nu vreau să spun ceva, aur și argint n-am. Dar noi avem altceva. Omul ăsta a continuat să se uită țintă la oamenii ăștia. Alții ar fi spus, bă, dacă n-ai, du-te mai departe. Partea extrem de frumoasă e că omul ăsta a continuat să se uită țintă la oamenii lui Dumnezeu. Aur și argint n-am, dar avem altceva. În numele lui Iisus Hristos, ridică-te și umblă. Ascultați-mă bine. Pentru că dacă vrei ca Dumnezeu să-și pună amprenta pe tine, trebuie să ai disponibilitatea ca în viață să te uiți dincolo de ceea ce izbește ochiul. Oamenii lui Dumnezeu au vrut să clarifice asta, să fie clară din start. Puteau să zică din start, uită-te țintă la noi, în numele lui Iisus Hristos ridică-te în picioare. Nici nu m-a interesat pe ăla de ce le-a cerut, nici nu m-a interesat pe ăla dacă le-a dat sau nu i-a dat. Bucuria mersului pe jos pentru bărbatul ăla era mai mare decât toți banii din lume. Dar au vrut oamenii lui Dumnezeu să clarifice aspectul ăsta. Dacă vrei ca Iisus Hristos să pună amprenta pe tine,
Arată-te disponibil în fiecare zi să te uiți dincolo de ceea ce izbește ochiul. Știți de ce mulți nu-L mai trăiesc pe Dumnezeul minunilor? Știți de ce mulți nu mai pot să aibă și să poarte amprenta lui Iisus Hristos? Să mai arate Dumnezeu în viața ta, eu sunt Cel ce sunt, sunt Dumnezeul minunilor. Știți de ce? Pentru că deseori ochiul omului e blocat la ceea ce izbește ochiul. Ochiul omului e blocat la doar ce se vede aici. Ochiul omului e blocat la doar ce se poate aici. Privirea omului e blocată la ceea ce deține el controlul. Și nu mai ai puterea să te uiți dincolo de ceea ce tu nu mai poți să mai faci. Nu mai ai puterea să te mai uiți dincolo de ceea ce tu nu mai poți să mai fii. Întotdeauna când un om are puterea să se uite dincolo, dincolo de încercare, dincolo de problemă, dincolo de neajuns, dincolo de situația complicată, să se uite la un Dumnezeu mare și glorios, că dacă te uiți la tine, la un moment dat pierzi controlul, spui, băi, eu nu pot, gata, sunt prăbușit, faliment total, dar dacă te uiți dincolo de tine, dacă te uiți dincolo de puterile tale, dacă te uiți dincolo de dorințele tale, te uiți la un Iisus Hristos care vrea să se mai semneze, eu sunt Cel ce sunt și vreau să-ți arăt și în casa ta că nu pierd controlul și privirea ta e țintă la acest Iisus Hristos, mai pune Dumnezeu autograful pe tine. Vă imaginați la un moment dat pe David și pe Goliat? Doamne, că atât de mult m-am gândit la scena din Valea Terebinților de nenumărate ori. Vă imaginați la un moment dat că o venit David și îl cearte Eliab și o zice, ce cauți aici, mă? Ai venit să vezi lupta, îți cunosc eu mândria. Mi l-am imaginat pe David, permiteți imaginației mele, cu zâmbetul în colțul gurii, ce luptă, bă, fricoșilor. Stați de 40 de zile înjurați de Goliat în ultimul hal, ce luptă. Bă, dar tu-l vezi pe Goliat cât e de mare, n-am treabă cu tine, mă duc până la Saul. Auzi, domnul Saul, am venit să mă lupt cu ăsta mare. Bă, dar tu vezi cât e? Hai să te îmbrac cu armură. Nu, bine, mă, îmbracă-mă cu armură. Îl îmbracă cu armură pe David? E prea grea, n-are rost, hai să plec mai departe. Bă, omule, nu poți să te duci în fața lor. Ascultă-mă, împărate, lasă-mă că eu văd dincolo de armură. Văd prin Golia, dacă vrei. Vă imaginați că ajunge la un moment dat David în fața lui Goliat, amprenta lui Dumnezeu era pusă pe David. Ajunge David în fața lui Goliat și la un moment dat, Goliat, așa-i tot timpul, ăla care zbeară primul, de obicei câștigă cearta. Ăsta o știut, Goliat asta, și o zbeară primul. Băi, o câine! Să vii tu la mine ca la un câine, mă, eu-s câine, o zis. Dar mi l-am imaginat pe micuțul David cu amprenta lui Dumnezeu pe el. Stați liniștit, nenea Goliat. O să fie bine. O să vedeți. Dar cu ce o să mă dobori? Tu-ți dai seama că era caragios momentul ăla? Era foarte ciudat dacă îl gândim în detaliu. Dar cu ce o să mă dobori? Cu ce o să dai tu cu mine de pământ? Cu ce? Vi-l imaginați pe David, nenea Goliat, am o prăștiuță aici, zice, cum o să... Păi era ciudat. Cum să dai jos dita mai luptătorul cu o praștie? Dar, dragii mei, ascultați-mă bine, David se uita dincolo de Goliat și o și exprimat asta. Bă, dacă totuși cad jos, printr-un absurd, fac un infarct și cad jos, cu ce o să-mi tai capul? Că ăla-i biruința supremă. Când ridici capul dușmanului și le arăți la alții, că n-ai sabie, David, nenea Goliat. Dar nu-mi trebuie. Ai tu și ne ajunge la amândoi. Îți dai seama ce Dumnezeu mare am? Știi ce zice Biblia? David, eu te ia capul la Goliat cu sabia lui. Întotdeauna în viață când ai puterea să te uiți dincolo de încercare și zici, spune la un moment dat David, Goliat, tu vii la mine cu scut, cu pavăză, cu suliță, după antrenamente profesionale, eu am tras cu praștia, după păsări, acolo la oi. Ascultă-mă bine, Goliat, eu vin în numele Domnului Dumnezeului oștirilor, văd dincolo de tine, văd o biruință mare, că și în Valea Terebinților Dumnezeu va mai lăsa o amprentă care va rămâne peste generații. Și a rămas Valea Terebinților o amprentă formidabilă. Vi-l imaginați pe Daniel, 80 de ani, îl iau ăștia să-l bage în groapa cu lei? Daniele, îmi pare rău, stai mă liniștit că ne vedem dimineață. Daniele, da ce mâncă lei, mă stai mă calm, Dariu, stai liniștit. Mă gândesc eu și din nou permiteți imaginației mele că au avut o discuție, de aia s-a dus Dariu dimineață și zice, pututa Dumnezeul tău, așa cum am vorbit ieri cu alte cuvinte, pututa Dumnezeul tău să te scape? Dar s-a dus Daniel acolo liniștit, pentru faptul că el vedea dincolo de noaptea aia, deja vedea dimineața, deja vedea biruința, deja vedea momentul când va sta în fața celor care l-au părât și le va spune, fiți liniștiți, va fi bine.
Întotdeauna în viață, când ai puterea să vezi dincolo de ceea ce se întâmplă în momentul respectiv în viața ta, să nu te blochezi acolo, să-L vezi pe un Dumnezeu mare, întotdeauna vei avea parte de amprenta lui Dumnezeu. Bunica mea a fost o femeie extraordinară, a plecat din lumea asta și în momentul în care bunica a plecat, un stâlp al casei noastre parcă s-a demolat așa. Au avut doar două fete gemene și la un moment dat îi trimiteau pensia. Pensia ei vinea la Petroșani, ea stătea undeva în județul Sălaj, într-un sat la Stârci. Mătușa mea și mama mea trimiteau pensia în fiecare lună și într-o zi le sună și le spune: trimiteți-mi încă o dată niște bani că mi-a furat cineva pensia din casă. Bătrână, văduvă, singură, bolnavă. La un moment dat, dar știi cine ți-a furat pensia? Știu. Cine? Ăla. Păi tu te spune. Păi nu ți-e rușine, ai furat pensia la o femeie bătrână? Chiar așa? Tu te spune. Ascultați, nu-i spun, zice. Eu văd dincolo de încercarea asta. Eu văd dincolo, nu mă duc eu să-mi fac. Nu-i spun nimic. Bunica mea era așa, asistenta satului. La un moment dat, ăla s-a ars la mână, la mâna dreaptă. Și-o chemat-o pe bunica să-l panseze vreo două săptămâni în fiecare zi. Știți ce am zis noi? Domnul ți l-o da pe mână. Ui ce mare-i Domnul! Ui ce bună-i! No, acum spune-i! O zis, nu, eu văd dincolo de asta. Stați liniștiți. Se duce și-l pansează. Ea era o femeie micuță, așa slăbuță, micuță de statură, mereu cu un zâmbet cald pe față și cu răspunsuri scurte. După ce îl pansează în ultima zi de pansat, la un moment dat ăsta îi spune, când îi punea ultimul pansament: vreau să vă spun ceva, spune. Eu v-am furat banii, știu. Vă rog frumos să mă iertați, te-am iertat. Câteva luni mai târziu, bunica mea a fost operată. Medicii au trimis-o acasă să moară acasă. Ne povestea bunica, zice, eram singură în casă și a intrat la mine acolo în cameră două femei îmbrăcate în alb și cu un bărbat, parcă erau niște medici. Ori pus un lighean lângă pat și o tras ceva mizerie așa de pe burta ei în lighean, s-o putut ridica. Domnul doctor profesor Fluture de aici din Timișoara a operat-o pe bunica mea și spunea mamei mele: duceți-o acasă să moară acasă. Când după toată vedenia asta, bunica se ridică din pat, se duce la telefonul din sat și sună pe părinții mei: veniți până la mine, veniți la Zalău, mă luați să mă duceți la Timișoara. De ce? Că vreau să mă întâlnesc cu domnul doctor. Când a văzut-o domnul doctor, prima lui reacție a fost: tu n-ai murit? Nu, de ce? Că port amprenta unui Dumnezeu al minunilor. Și întotdeauna pot să văd, indiferent de încercarea vieții, indiferent de situația vieții, pot să-L văd pe Dumnezeu dincolo de moment. Să-L văd pe Dumnezeul care deja mă așteaptă la capătul drumului, pe Dumnezeul care e deja acolo. Dacă întotdeauna în viață am putea să ne uităm dincolo de ceea ce izbește ochiul aici, spre exemplu, să te gândești în fiecare zi la superbitatea cerului. Să te gândești la momentele formidabile din cer, unde totul strigă slavă. Păi nu mai ai vreme să te văicărești aici. Să te gândești la momentele în care cei 24 de bătrâni, oastea cerească, la care cântă non-stop, îl glorifică pe Marele Suveran, și să-ți ridici privirea și să te uiți dincolo de pământul ăsta plin cu de toate și să te uiți la un Dumnezeu care stă pe tronul său, la un Dumnezeu care mai are milă, la un Dumnezeu care mai vrea să-și mai pună amprenta. Să te uiți dincolo de ceea ce izbește ochiul aici, vei purta amprenta lui Dumnezeu. Și amprenta lui Dumnezeu, încă o dată vă spun să plecați cu asta acasă, sună așa: eu sunt cel ce sunt, Dumnezeul minunilor. Dacă vrei să ai parte de amprenta lui Dumnezeu și de autograful lui Dumnezeu, după ce te uiți dincolo de material, trebuie să faci încă ceva în al doilea rând. Trebuie să înveți în viață să răspunzi corect la întrebările lui Dumnezeu. Întrebările lui Dumnezeu a început să pună întrebări încă de la primii oameni. Adame, unde ești? Încă de la primii oameni au început întrebările lui Dumnezeu. Nu mai știut Adam să răspundă cum trebuie. Sunt, dar nu prea sunt. Aș vrea să mă vezi, dar nu prea am iasă, nu prea vreau. Pentru că diavolul s-a luptat ca oamenii să nu poată să răspundă corect la întrebările lui Dumnezeu. Îl întreabă Domnul pe Iona: bine faci tu, Iona, că te mâni.
Ăsta a avut un pic mai mult curaj. Bine fac, a zis Iona. Nu știu dacă e chiar răspunsul corect, Iona. Îl întreabă Domnul pe Ilie, ce faci tu aici, Ilie? Ilie ascuns, băgat în stâncă, acolo în peșteră, ascuns. Ce faci tu aici, Ilie? Și toată conversația excepțională în care Domnul îi spune la Ilie, Ilie, mai am bărbați, mai am oameni, pornește de la o întrebare și de la răspunsul care Ilie a început să-l dea. Se duce într-o zi Domnul pe la Betesda, un alt om care a avut parte de amprenta și autograful lui Dumnezeu. Vă imaginați un om olog, stătea la Betesda și ăsta olog și vine Domnul și spune, vrei să te faci sănătos? Dar nu e așa că întrebarea ar fi ciudată? Păi tu-l vezi pe un om olog și tu-l întrebi, vrei să te faci sănătos? E ca și cum l-ai vedea pe unul în frig, în stația de autobuz, tu-l cunoști, îl știi, știi unde stă, știi cine îi, ultimul autobuz a plecat și îl rămâne acolo în pom și pom în aer și tu te duci lângă el cu mașina și zici, auzi, vrei să te duc acasă? Păi logic, nu vezi că dârdii de frig aici? Nu vi se pare că parcă întrebarea era irelevantă? Dar ascultați-mă, a pune întrebări e stilul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu pune întrebări și în generația asta pentru că așteaptă răspunsuri corecte de la oameni. Și îl întreabă, vrei să te faci sănătos? Îl întreabă pe Bartimeu, orbu, ce vrei să-ți fac? Păi cam ce ai vrea, să facem o poză. Păi ce să facem, nu vezi că-s orb? Cam ce ai vrea să-mi faci, logic, nu? Dar ascultați-mă bine, Dumnezeu, Iisus Hristos, punea întrebări pentru că aștepta răspunsurile corecte. Și ologul de la scăldătoare și Bartimeu au știut să răspundă corect. Vrei să te faci sănătos? Ascultați-mă. Îi spune ologul de la scăldătoare, Doamne, n-am pe nimeni. Oare câte întrebări a adresat Dumnezeu până astăzi vieții tale și nu ți-ai făcut timp să-i răspunzi lui Dumnezeu, tu care ai nevoie de amprenta lui Iisus Hristos? Oare câte întrebări a mai adresat Dumnezeu? Vrei? Uite, e încă o ofertă. Știți că prin botezul anunțat e întrebarea lui Dumnezeu? Vrei? Și vine omul și spune, bă, mai aștept la următorul botez. Și anunțul care s-a făcut în seara asta era întrebarea lui Dumnezeu. N-ai vrea să fii și tu unul care vei intra în apă? N-ai vrea să fii și tu unul care să declari că vrei să porți amprenta lui Dumnezeu în fiecare zi? Dumnezeu pune întrebări și apoi așteaptă ca omul să înceapă să răspundă. Vrei să te faci sănătos? Doamne, n-am pe nimeni. Cel mai corect răspuns posibil. Doamne, n-am pe nimeni să mă bage în apă. Pe de-aia am venit eu aici să-mi pun amprenta pe tine. Întotdeauna, dragii mei, când oamenii știu să răspundă corect la întrebările lui Dumnezeu, Dumnezeu își pune amprenta pe ei. Și pune Dumnezeu atâtea întrebări în fiecare zi. N-ai vrea ca numele meu să mai strălucească asupra ta și astăzi? Și mai apoi te lasă Dumnezeu să pleci la școală. Și faptul că te-ai trezit într-o dimineață, să ții bine minte, e întrebarea lui Dumnezeu. N-ai vrea ca și astăzi să se vadă că tu ești copil de Dumnezeu și te duci la un moment dat, te pune Dumnezeu într-o anumită conjunctură. M-am pus zilele trecute, câteva săptămâni în urmă, și m-am rugat pentru o situație complicată din viața mea. Știți că Dumnezeu mi-a pus întrebări încă de când eram mic. Nu știu dacă realizam atunci ce făceam, dar am început să răspund la întrebările lui Dumnezeu cu viața încă de când am fost mic. Mi-am adus aminte că eram în clasa a patra, în timp ce eu mă rugam, țineți așa cont de moment, în rugăciune, Doamne Iisuse, mai pune Tu amprenta pe mine. De ce să mă agăț ca să mai cred că Tu pui amprenta? Și mi-aduc aminte dintr-o dată de un moment în care împreună cu o colegă de-a mea am avut curajul să răspundem la o provocare a lui Dumnezeu. În clasa a patra erau pe vremea aia clase în alea cu 30 și ceva de copii. Am avut un coleg în clasă, era dezastru planetar copilul ăsta. Bă, singurul lui moment de liniște era atunci când toți mâncam în pauza mare. Era singurul lui moment de liniște. Restul se bătea, se izgârea, înjura. Bă, era greu cu el, foarte greu. În pauza mare, noi toți ne deschideam pachetele de acasă și el stătea cu minte în bancă, se făcea că scrie, că desenează și cam așa trecea pauza mare. Era singurul moment de liniște. Acum, eu n-am prins vremea aia cu 7 Day și biscuiți cu cremă de nu știu ce. Nu, eu am prins vremea aia cu parizel, cu salam, cine era cu șnițel era pe lux, era, știi, cu sandvișuri din alea. Cam aia a fost vremea. A, cam alea erau pachetele noastre la școală. Bă, că ți era foame că nu ți era când 30 de copii deschideau suplimentele de acasă, îți vinea foame instantaneu.
Colegul meu atunci stătea, era singurul lui moment de liniște. Una din colegele mele, tot pocăită, două colegi am avut pocăite în clasă, o Salin. Cu alte cuvinte, aș traduce eu cam ce ar fi spus ea atunci. Dumnezeu ne pune o întrebare, n-ai vrea să arătați că voi sunteți copiii lui Dumnezeu? Ba da, cum? Păi fii atent cum facem, într-o zi aduc eu sandwich, într-o zi aduci tu sandwich. Într-o zi aduc eu sandwich, într-o zi aduci tu sandwich. Gata. I-am spus la mami să-mi pună un sandwich, dau unul, ba, o zi și o zi. M-am dus la școală și într-o zi mi-am uitat sandwich-ul acasă, care trebuia să îl dau la colegul meu. Ia tot timpul ține evidența. Vezi că azi e rândul tău. Dar n-a scăpat nimic. Și eu am zis, bă, o fi rândul meu, dar foarte relaxat. I-am zis, dar am uitat sandwich-ul lui acasă. Și ea, la fel de relaxat, a zis către mine, dar nu-i nicio problemă, că îl dai pe al tău. M-am dus să-i dau sandwich-ul meu la colegul. Mi-am adus aminte scena asta în urmă câteva săptămâni când eu mă rugam. M-am dus să-i dau sandwich-ul la colegul meu. Știți cum mi-am dat sandwich-ul? Îl întindeam așa să-i dau și cu ochii pe colega mea. Vezi că îl dau. Deci să ne înțelegem bine, da? Mâine rândul tău. Nu o să uit niciodată momentul ăla. Când colegul meu a pus mâna pe sandwich, colega mea a rupt sandwich-ul ei în două. O bătut cu palma în bancă și a zis, Alin, sandwich-ul ăsta îl mâncăm noi doi. Mi-am adus aminte, după ani de zile, de momentul ăla în care doi copii am avut curajul să răspundem unei întrebări a lui Dumnezeu. Vrei să le arăți altora că ești copilul meu? În momentul în care în viață omul are curajul și puterea să răspundă la întrebările lui Dumnezeu, pe acea viață se pune amprenta lui Dumnezeu. Acum, fiecare dintre noi ne facem o foarte scurtă analiză. Oare tu mai răspunzi la întrebările lui Dumnezeu? Tu mai răspunzi la ceea ce te întreabă Dumnezeu? Tu mai răspunzi la faptul că trebuie să fii copilul lui Dumnezeu, să-L arăți pe Dumnezeu, să-L cinstești pe Dumnezeu, să vorbești despre Dumnezeu, să-L trăiești în fiecare zi pe Dumnezeu? Mai răspunzi cu viața fiecare zi? Pentru că pe oamenii care au puterea și capacitatea să mai răspundă, pe acești oameni Dumnezeu își pune amprenta. Și nu-i mai mare har decât să porți amprenta lui Dumnezeu pe viața ta în fiecare zi. Eu sunt cel ce sunt, Dumnezeul minunilor. În ultimul rând, dacă vrei ca Dumnezeu să-și pună amprenta după ce ai curajul să te uiți dincolo de material, după ce ai curajul să răspunzi corect la întrebările lui Dumnezeu, ascultați-mă bine, aspectul ăsta e unul dintre cele mai importante aspecte ale vieții, unde tare mulți pierd bătălia. Trebuie să înțelegi că atunci când Dumnezeu nu schimbă anumite lucruri încurcate, ascultați-mă bine, trebuie să înțelegi aspectul ăsta. Că atunci când Dumnezeu nu schimbă anumite lucruri încurcate, înseamnă că vrea să te schimbe pe tine. Uneori Dumnezeu lasă lucrurile încurcate. Și noi ne uităm doar la încurcătura lucrurilor și nu avem capacitatea să ne uităm dincolo de încurcătura lucrurilor. Și ne focalizăm doar pe ce nu trebuie în momentul ăla și nu ne uităm că poate Dumnezeu vrea să schimbe viața mea. Vrea să schimbe trăirea mea, vrea să schimbe sentimentele mele. Și când omul nu se lasă schimbat și modelat, amprenta lui Dumnezeu nu se poate pune. Câți nu stau în situații încurcate de ani de zile, se focalizează numai pe problema aia și nu se uită în interior. Bă, dar de ce Dumnezeu m-a pus pe mine în situația asta încurcată? Pentru că atunci când Dumnezeu nu schimbă lucrurile încurcate, înseamnă că vrea să te schimbe pe tine. Aduceți-vă aminte de cei patru prieteni care își iau prietenul să-l ducă la Domnul cu patul. Un moment foarte interesant. Mi l-am imaginat pe ăla de pe pat care a zis, bă, băieți, lăsați-mă acasă că ne facem de râs. Merem cu patru prin sat. Voi vă dați seama ce zice lumea de noi? Ăștia le iau. Bă, noi credem, stai liniștit, știm noi cum să ajungem la Iisus, stai mă calm că știm noi drumul, nu sfătul problemă. Bă, stai ce să fac, era imobilizat pe pat, bă, bine băieți, plecăm. S-au dus, pe-am imaginat, s-au întâlnit cu oameni, unde mereți mă? La Iisus! Nu puteți să intrați, las că știm noi, vezi de treabă, la Iisus merem! Și dacă nu-L vindecă, vedem noi, ne întoarcem înapoi, vedem. Vă imaginați, nu știu, era un moment foarte interesant. Ajung în fața casei, plină de oameni. Biblia dă câteva detalii. Iisus stătea în mijloc, o, dacă ar fi stat lângă un geam. Iisuse, întinde o mână pe geam. Iisus stătea în mijloc. Detaliul ăsta e extrem de important.
Parcă Iisus nici nu avea treabă cu ei. Nici nu știu dacă vreți Iisus, așa natura lui umană, cine era afară. Nu știu, băi, acolo îmbulzit de oameni în mijloc toți. El era acolo în centru, poate casa plină, tixită de oameni. Știa el ce se întâmplă afară? No, ăștia, când s-au văzut în fața unei situații încurcate, no, ce facem? S-o fi gândit toți, bă, ăsta atât e dezgârcit, nici bani de o cafea nu vrea să dea. Ăsta atât e dezgârcit, în viața lui nu a făcut o binefacere. Nu știu. Acolo Dumnezeu vrea să schimbe inima lor. Vrea să-i facă mai activi, vrea să-i facă mai implicați. Bă, nu era ușor să spargi un acoperiș din cărămiz făcut, mai apoi să pui și bani să-l repari înapoi? Nu era ușor. Dar putea Domnul să zică, bă, să nu mai produceți pagubă, să nu mai spargeți acoperișul, îi cineva afară care a venit cu un muribund, așa pe o targă, vă rog frumos să-i faceți loc să intre. Nu, Domnul, pentru ei a lăsat în mod intenționat situația încurcată. Că trebuia Domnul să schimbe inima lor, că trebuia Domnul să-i pună mai în acțiune, că trebuia Domnul să le dea un pic de avânt. Băieți, la treabă. Oamenii ăștia s-au lăsat schimbați de împrejurări, poate le-au fost rușine de ăla de pe targă. Nu știu, are Dumnezeu un milion de metode să te schimbe. Are Dumnezeu un milion de conjuncturi. Are Dumnezeu un milion de situații. Are Dumnezeu toate situațiile să te schimbe. Numai trebuie să te lași. Puteau ăștia să zică, no, ce situație încurcată, hai să plecăm înapoi acasă. Dar oamenii ăștia au vrut să vadă amprenta lui Iisus Hristos pe prietenul lor. A rămas amprenta lui Iisus Hristos pe omul ăla. Și a pus Iisus Hristos autograful. Semnat Iisus Hristos, vindecătorul. Semnat Iisus Hristos, eliberatorul. Păcatele sunt iertate, ridică-te în picioare. Pentru că, dragii mei, când te focalizezi doar la situațiile încurcate și nu te mai uiți că poate Dumnezeu vrea să te schimbe pe tine, în momentul ăla nu mai poți să vezi și să ai parte de amprenta lui Dumnezeu, că tu nu te lași modelat. Știți cum s-a finalizat crucificarea Domnului Iisus? Scena de la Golgota, știți cum s-a finalizat? Vă imaginați toți soldații, toți sutașii ăia care își băteau joc de Iisus Hristos? Ce mă tu ești? Strigă pe Ilie. I-au dat oțet cu fiere și-au bătut joc, i-au smuls barba, l-au pălmuit, l-au scuipat. I-au pus coroana de spin, râdeau sarcastic. Vă imaginați toată scena de acolo? Dar Iisus Hristos și în ultimile momente a vrut să-și pune Dumnezeu amprenta pe oameni. Se zguduie pământul, fiți atenți, se despică stâncile, se face totul beznă, știți de ce? Pentru că Iisus Hristos și Dumnezeu punea amprenta pe sutașul de la cruce. Batjocoritorul de cu 2 minute în urmă se uită la cel crucificat și zice în felul următor, cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Dar, prietene, cu 5 minute în urmă nici măcar nu vroiai să accepți ideea. Pentru că uneori când Dumnezeu începe să zguduie viața ta, uneori când Dumnezeu începe să zguduie temelia ființei tale, a trăirii tale, a sănătății tale, a tot ce ești tu, Dumnezeu acolo poate vrea să te schimbe pe tine. Și mai apoi un om modelat de Iisus Hristos să poată să poarte amprenta lui Dumnezeu în fiecare zi. Atunci când se mai zguduie un pic viața noastră, imediat nu ne uităm la ce vrea să facă Dumnezeu prin noi, prin viața noastră, prin problema în care ne confruntăm. Imediat, Doamne, scapă-ne, te rog, eu scapă. Ascultați-mă bine, nu le pădați încercările. Îs bune, știu că sună ciudat. Oricum nu scăpăm de ele. Ce-i scris, e scris. Dar spuneți-i lui Dumnezeu, Doamne, prin toate valurile vieții mele, vreau să te văd pe tine dincolo de încercarea ființei mele, dincolo de problema mea. Spune lui Dumnezeu, Doamne, vreau să învăț să răspund corect la întrebările tale. Vreau să fiu de fiecare dată atent la ceea ce Tu vrei să modelezi în viața mea, să poți să pui amprenta pe mine, să se poată vedea că Tu ești Dumnezeul meu. Oameni buni, avem un Dumnezeu care deține controlul și astăzi. Avem un Dumnezeu care îți vede viața, familia, casa. Avem un Dumnezeu care îți vede frica, care îți vede neajunsul. Și ăsta e un Dumnezeu al minunilor, care în seara asta te mai întreabă, n-ai vrea de astăzi să te uiți dincolo de problema ta și să-L vezi pe Dumnezeul mare,
care mai apoi trebuie trăit, iubit, lăsat să se așa înrădăcineze în toate domeniile vieții tale? N-ai vrea să-L vezi pe acest Dumnezeu mare? N-ai vrea să-L lași pe Iisus Hristos să coordoneze în detaliu și să modeleze El, să schimbe El, să așeze El, să fie acel care să te poarte? Și chiar dacă la un moment dat vei ajunge și printr-o vale adâncă, să spui: știu că Tu ești cu mine și aici. Pentru că în momentul în care te uiți dincolo de problema ta la un Dumnezeu mare, începi să-L onorezi. Nu L-ați văzut pe copilul ăla care îi sparg prietenii de joacă mingea? Și ăsta e foarte relaxat. Mă uit dincolo de ce faceți voi. Tata mai îmi cumpăr 100 dacă vreau. N-are ce treabă. Pentru faptul că știe că are un tată care înțelege durerea, că nu el și-o spar mingea, îi mai cumpără una. Întotdeauna când te uiți la Tatăl Ceresc, întotdeauna când te uiți la Dumnezeul Suveran, întotdeauna când îl lași pe El să te cuprindă pe ale sale brațe, când te uiți dincolo de ceea ce se vede aici, coboară Dumnezeul minunilor. Știți care e marea durere? Oamenii de multe ori se lasă cuprinși doar de brațele oamenilor. Ce vă spun acum am mai spus-o, dar poate cuiva prinde bine. În urmă cu câteva luni de zile mă întorceam din Spania. Mi-a dat Dumnezeu o lecție pe care nu o să uit toată viața. M-am urcat în avion ultimul. Ne-am spus fraților de acolo: nu pot să vin pentru că mi-e foarte greu, duminică trebuie să fiu la satul mare. Vă dau câteva detalii să vă faceți o idee. Trebuie să fiu la sat. Frate, îl găsim noi în avion să ajungi. O găsit un avion că am ajuns la 2 noaptea la Cluj. M-am rugat: Doamne, fă să aterizez cu bine la Cluj, de când am plecat din Spania. La ora 2, m-am uitat eu la ceas, 2 fără 10, urma să aterizăm la Cluj. Îl auzim pe capitan vorbindu-ne: datorită ceții foarte dense nu putem să aterizăm și va trebui să mai survolăm un pic până luăm o decizie. Am zis prima dată. Câteva minute mai târziu vorbește stewardeza: așa cum domnul comandant ne-a vorbit, datorită ceții nu vom putea ateriza, cel mai probabil ne vor redirecționa către Sibiu. Doamne, rugăciunea mea: Doamne, fă să aterizăm la Cluj. Am survolat deasupra Clujului 40 de minute, timp în care Dumnezeu mie îmi dădea o lecție extraordinară. În avion acolo cu mine erau un tată și o mamă la vreo 40 de ani. M-a marcat asta. O mamă care avea un copilaj de vreo 4 anișori, blond, cu tenul alb, așa curat, ochi albaștri. Atât s-a jucat femeia asta cu copilul ei, atât l-a pupat, l-a strâns în brațe, l-a ciufulit, i-a dat tot felul de biscuiți, chipsuri, sucuri. Bă, o atmosferă extraordinară. Bă, ce mamă extraordinară, m-am gândit eu. Era așa atracția avionului, joaca lor. În astea 40 de minute copilul adorme. Mama îl strânge la piept și începe să plângă în hohote. Mă, un plâns isteric. Isteric. Cu mâna la gură, la un moment dat să nu se audă, dar era deja deranjant oarecum. Din spatele aeronavei vine stewardeza. Doamne, ce s-a întâmplat? De ce plângeți în halul ăsta? Femeia de plâns nu putea să vorbească. Cu mâna la gură, cu cealaltă mână încercând să-i facă semn: lăsați-mă că mă liniștesc singură. Dar stewardeza o continua, logic. Dar ce s-a întâmplat? Dar de ce plângeți în halul ăsta? La un moment dat femeia pune copilul așa, acolo cu capul pe tatăl lui, se ridică în picioare, pe un ton răstit, dar cu respect. O zis: stimată domnișoară, sunt așa pentru că un cancer agresiv mă bagă în pământ în fiecare zi. Mă uit la copilul ăsta care în scurtă vreme va rămâne fără mamă. Cum să fiu altfel? Pune mâna pe patic, îl dă jos, complet cheală, și spune pe un ton la fel de răstit, dar cu respect: credeți că mă puteți ajuta cu ceva? S-a întors către noi ca să nu ne simțim și noi deranjați de toată scena aia și au zis: ce?
Îi cineva în avionul ăsta care ar putea să mă ajute cu ceva? Nu! Stewardeza a luat-o în brațe, a început să plângă mai tare ca ea, s-a liniștit în brațele stewardezei, s-a așezat și la doar câteva minute am aterizat. Pentru toți acei care vă întrebați dacă eu am spus ceva, vă spun din start că nu, ca să nu vă frământați mintea, că nu era chiar momentul. M-am întrebat de la Cluj până la Satul Mare, Doamne, ce ai vrut să mă înveți? Și ascultați-mă bine, oamenii care poartă amprenta lui Dumnezeu n-au în viață parte doar de două brațe umane care te țin pentru o scurtă bucată de vreme. Îți găsești tu liniștea, dar când te-ori lăsat, neliniștea te cuprinde din nou. Oamenii care în viață poartă amprenta lui Dumnezeu au parte de două brațe atotputernice care te țin în toate situațiile complicate ale vieții și îți șoptesc: tu ești copil de Dumnezeu și Dumnezeul tău e Dumnezeul minunilor. Cât timp trebuie să treci prin vale, eu sunt lângă tine. Și mai apoi vei vedea că poți să te mai scot cu mână tare și cu braț puternic, pentru că eu sunt cel ce sunt, Alfa și Omega, Dumnezeul care deține controlul absolut. Oare nu merită în viață să te uiți dincolo de ceea ce izbesc cu ăștia doi ochi? Oare nu merită în viață să te uiți la superbitatea lui Dumnezeu, la frumusețea lui Dumnezeu? Oare nu merită în viață să te gândești la splendorile divine și să te gândești că merită să trăiești pentru cerul lui Dumnezeu, să aduci mereu cinste și glorie lui Dumnezeu în fiecare zi? Oare nu merită să te uiți dincolo de ceea ce se vede aici? O zis apostolul, pentru prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos, toate astea de aici le socotesc ca pe un gunoi. Oare nu merită să-ți faci timp să-i răspunzi la Dumnezeu la întrebările Lui? Că te întreabă Dumnezeu, auzi, vrei să fii și tu copilul meu? Oh, să strigi din toată inima, da, de astăzi vreau să fiu copilul lui Dumnezeu, să port amprenta lui Dumnezeu și să-i răspunzi asta în fiecare zi prin tot ce ești și prin tot ce faci? Oare nu merită să înțelegi că încercările sunt menite și să te schimbe și pe tine și să extragi toate învățăturile, să le pui mai apoi în aplicare lăsându-te modelat de Dumnezeu și în felul acesta să poți să mai ai parte de amprenta divină în fiecare zi? Știți? Niciunul dintre noi nu știm ce ne va aduce mâine, n-avem nici contract cu ziua de mâine. Inima mea tresaltă de bucurie pentru că știu că am un Dumnezeu care și-a pus amprenta și care strigă în fiecare zi: Alin, eu sunt cel ce sunt, stai liniștit. Tata, au scris ăștia că vine recesiunea. Alin, eu sunt cel ce sunt, stai liniștit. Tata, au scris ăștia că vine Putin. Alin, eu sunt Dumnezeul tare, stai liniștit. Păi da, dar scriu ăștia că acum Israelul atacă Iranul, îți dai seama ce iasă? Alin, stai mă calm. Tu porți amprenta unui Dumnezeu mare. Și dacă trebuie să pleci din lumea asta, unde te duci? Acolo unde sunt privirile în fiecare zi. Care e problema? Știți de ce de multe ori oamenii se îmbolnăvesc? Datorită stresului care pornesc boli autoimune. Că la un moment dat te stresați. Băi, dacă te uiți întotdeauna, dacă te uiți numai aici, dacă te uiți dincolo de ce se vede, inima întotdeauna tresaltă, bucuria cuprinde ființa, casa ta începe să înflorească și câte zile și ani Dumnezeu îți dă, îi treci la superlativ. No, cam așa arată viața unde Dumnezeu își pune autograful. Și în seara asta, aici la poarta cerului, Dumnezeu mai vrea să se mai semneze pe oameni. Mai vrea Dumnezeu să mai scrie: eu sunt cel ce sunt, Dumnezeul tău, sunt Dumnezeul minunilor. Și te întreabă Dumnezeu în seara asta, n-ai vrea să las o amprentă și pe ființa ta? Și v-aș invita cu tare mult respect să vă ridicați în picioare. Am primit aici niște bilete. Știți că toate biletele astea poartă o durere? Știți că toate biletele astea poartă o încercare? Uite, vă citesc unul, l-am luat aici aleator. Și ascultați. Pace, fraților. Vă rog să-l aduceți înaintea Domnului pe Viorel, care este în stare gravă, la spital, cu cancer. Domnul să aibă milă de trupul și sufletul lui.
Oh, m-a schimbat Dumnezeu sutaș la cruce. O zis sutaș în ultimele momente, s-a schimbat viața mea, cu adevărat acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu în seara asta poate să treacă pe la spitalul lui Viorel. Să-l vedeți după aia pe Viorel aici întors și să zic aici în biserica Poarta Cerului, știți? Am un Dumnezeu care a pus amprenta și pe ființa mea, un Dumnezeu care a luat cancerul și care mi-a arătat că El deține controlul tuturor lucrurilor. Dar așa ca și Viorel, tu și eu, într-o anumită formă, mai devreme sau mai târziu, vom avea nevoie să purtăm amprenta lui Dumnezeu ca un Dumnezeu al minunilor. Dar în seara asta Dumnezeu te întreabă, oare ai curajul să te uiți dincolo de ce se vede? Oare ai vrea să răspunzi de astăzi la întrebările lui Dumnezeu? Dar vine Dumnezeu și te întreabă și spune, ești dispus să lași încercările să modeleze viața și să nu te plângi în încercări? Să-i spui Domnului, Doamne, ce vrei să mă înveți aici? Învață-mă și apoi scoate-mă. Pentru că în seara asta Dumnezeu e prezent la poarta cerului. Și asta nu e un slogan, e certitudinea inimii mele. Și în seara asta Dumnezeu mai vrea să se mai semneze pe oameni. Înainte să închei, aș vrea să cântăm o cântare atât de cunoscută, dar care vorbește atât de frumos. Așa cum sunt, la tine vin, putere n-am, tu-mi fii sprijin, mă spală în sângele divin, o mielule eu vin. Eu nu știu cu ce dorință ai venit în seara asta la poarta celor, eu nu știu cu ce așteptare ai venit, dar știu un lucru. Poți să pleci acasă purtând amprenta lui Dumnezeu. Poți să te duci în familia ta și să le spui copiilor tăi, de astăzi mama poartă amprenta lui Dumnezeu. De astăzi tata poartă amprenta lui Dumnezeu. De astăzi vom răspunde la întrebările lui Dumnezeu. Eu nu știu cine ești, nu știu pentru cine Dumnezeu m-a trimis aici în seara asta, dar știu că niciodată Dumnezeu nu greșește. Și ascultați-mă bine ce vă spun, cu toate că nu mi-am propus să fac ce fac, dar știu că Dumnezeu e cel mai ordonat, cea mai ordonată persoană. Toate le face sub o coordonare divină, niciodată nu greșește, niciodată nu face la voia întâmplării. O, te-o adus aici pe tine, ca la 40 de ani să-ți spună încă o dată și să te întrebe, accepți să port amprenta mea pe tine? Te-a adus Dumnezeu aici ca să spui și tu, așa cum sunt, la tine vin, Doamne, eu n-am putere, dar te rog, lasă tu amprenta ta peste viața mea, că de astăzi o să privez dincolo de ceea ce izbește ochiul, o să privez la un Dumnezeu mare. O să vreau să intrăm în cântarea asta. Gândiți-vă la viața dumneavoastră, gândește-te de la familia ta, la viitorul tău, la un Dumnezeu care vrea să te ia pe brațe și care vrea să spună, și pentru tine vreau să fiu cel ce sunt, și pentru tine vreau să-ți mai arăt minunile, și pentru tine mai am victorii, și pentru tine mai am biruințe. Sunteți în această seară aici, vă întreb încă o dată, ca la început, oameni care aveți nevoie ca Dumnezeu să-și pună amprenta pe voi, am mai ridicat o mână sus. Știu că e o luptă acum mare, dar ia țineți un pic mâna sus, ia că nu-i greu, ia țineți un pic mâna sus. Cu mâna ridicată în seara asta să cântăm înaintea lui Dumnezeu, așa cum sunt, la tine vin. Putere n-am, tu-mi vii sprijin. Oh, viața de pocăință începe cu o predare. Să-i spui, Doamne, mă predau. Așa se câștigă lupta asta.